Rudele femeii ar fi fost alertate de dimineață, chiar de fiul bătrânei. Acesta le-a spus că și-a găsit mama căzută în curte. Oamenii au sunat imediat la 112 și două ambulanțe au ajuns de urgență la fața locului. Femeia era în stop cardiorespirator, dar medicii au resuscitat-o 10 de minute. Da. Un doctor, vă șansă? Șansele sunt minime. Am găsit un stop cardiorespirator. Inima pare să fi pornit și ne chinuim să o readucem la viață. Într-un final, inima femeii a început să bată din nou. Crezând că o pot salva, medicii au luat hotărârea să o transporte la Spitalul Județean din Târgoviște, însă pe drum femeia a decedat. Rudele ei dau vina pe fiul bătrânei. Ei cred că acesta a venit beat acasă și a bătut-o toată noaptea. E capul mână tot. A bătut-o, a umblat pe stradă, pe alea. Și acum, dacă vrea doctorul să ia niște sânge la analiză, să vedeți cât e de pilit. O mai bătea? Da. Păi uite, vecinile astea care... Și tu ți-ai bătut joc de sufletul ei. Dacă nu ne duceam noi în fața cu ea acolo, păi ce merg? Asta ați găsit-o? Cu vecina, dar ce? Hai, fata, hai, fata, că moare Silvia. Când m-am delicuță, măiculiță, hai să o luăm, că moare. Era bătută, era vânătă la fata. Păi era vânătă la un voi, dar nu știm de ce să-l... Că toată noaptea zice că a fost bunile aprinse și a văluit pe aici în jurat. Și ea mititica. Nici nu știm, o fi dormit acolo, nu știm. Dar nu te mai băga. Păi nu, că mă bacă, nu om gropul. Tu n-ai nici ce să mănânci, nu s-o îngroci. Tânărul recunoaște că a băut, însă spune că nu și-a lovit mama. Ai bătut-o pe mama ta? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Am văzut o cuță de dimineață. Dar aseară n-ai bătut-o? M-am citat cu aia aseară, dar nu am bătut. Polițiștii l-au luat la secție pentru cercetări. În acest moment, polițiștii efectuează cercetări. Urmează ca după efectuarea necropsiei, polițiștii să stabilească împrejurările decesului. Abia după efectuarea necropsiei, polițiștii vor afla dacă femeia a murit după ce a fost bătută.